lucrui măi. Arăruie pe sogrui măi. Și n-am pentru cin s-o sui. Și n-am pentru cin s-o sui măi. De aceste frumoase locuri mă leagă faptul că tatăl meu își are rădăcinile în această comună, fiind născut aici, în Tătăruși. De aici au fost bunicii paterni, care din păcate nu mai sunt, dar la care mergeam cu bucurie atunci când eram mică, deoarece bunica era o țesătoare foarte bună, iar bunicul se ocupa cu agricultura. De asemenea, mă mai leagă faptul că sora bunicii din partea tatălui mi-a povestit că tatăl ei a fost primul om care a ctitorit o biserică în comuna Uda. Și nu în ultimul rând, mă leagă faptul că de aici își are rădăcinile, pot spune că unul dintre cei mai mari folcloriști ai Bucovinei, okay. Fiindcă Tătăruși aparține doar din 1968 județului Iași. Până atunci a aparținut județului Suceava, respectiv Baia. Îmi amintesc faptul că aveam câțiva ani și știu că odată am mers cu... Bunicul avea cal și am mers, m-am dus să văd calul. Mi-aduc aminte că m-am dus să văd calul și când era la mulți vaca, dacă mai veneam o dată, două ori pe an, când veneam, o lua cu el să-mi arate. Uite, așa se face, așa se drege. Roxana. Poiana. Și câți ani ai, Roxana? 5. Tu ai un păr frumos, Roxana? Uh-huh. Lung? Da. Cât de mult o iubești pe mamica? Așa de mult. Cât? Muzeul acesta este înființat de domnii profesori Despina și Dumitru Gafița, acum aproximativ 20 de ani. Este un loc pe care eu îl iubesc și pe care eu l-am descoperit relativ recent. Alexandru Vasiliu s-a născut aici, în Tătăruși, și a predat la școală, la prima școală înființată aici timp de 30 de ani, după care s-a pensionat la cerere. A fost și revizor școlar și pot să spun cu bucurie că am văzut pe internet că Biblioteca Națională din Paris are niște înregistrări sonore cu el. Acest lucru a fost posibil și eu v-am pus la dispoziție într-adevăr aceste înregistrări datorită domnilor profesori Despina și Dumitru Gafița, care se ocupă de acest minunat muzeu. M-am dus la dumnealor acasă și i-am întrebat, pentru că m-am uitat la un reportaj pe internet și am auzit un fragment cu vocea lui Vasiliu, Alexandru Vasiliu. Cu Aeliana Trioglin, cântic de ascultare la nunți, cântat de Alexandru Vasiliu, învățător la Tătăruși, județul Păltișeni, și din Fluieraș și din gură.
Alexandru Vasiliu se regăsește în fonoteca lor, ceea ce este un lucru minunat pentru această comună, zic eu, și nu în ultimul rând pentru acest mare om care a decis și a zis că el își va dedica viața acestei minunate comune pentru a tipări culegerea de cântece, urături și bocete de ale poporului, care a apărut în 1909 sub raportul lui Titu Maiorescu în cadrul Academiei Române. Această culegere conține de asemenea și 43 de arii, care înseamnă partituri, notate de doamna Sofia Teodoreanu, iar aceste partituri, descifrate fiind, regăsesc cântece din zona aceasta minunată, care au ritmuri foarte diferite și cadențe diferite față de ce am auzit eu înainte că se cântă în această zonă. Frunze verde, iarbă neagră, doină, cântată din fluieraș și din gură, de Alexandru Vasiliu, învățător în comuna Tătăruș, județul Fălticeni. M-am uitat în culegerea de folclor cu cântece, urături și bocete de ale poporului aici în muzeu și am văzut că lipsesc pagini din ea. Și am zis, așa ceva nu este posibil. Această culegere trebuie refăcută și paginile trebuie puse la locul lor, acolo unde lipsesc. I-am rugat pe părinții mei să-mi spună ce pagini lipsesc. Le-am notat pe o foaie, am făcut o listă cu paginile care lipseau din această carte și acum această carte este foarte bine refăcută și așteaptă să fie descoperită în primul rând de mine pentru a putea ști ce partituri, ce melodii sunt redactate în ea și apoi promit că am să dăruiesc aceste melodii copiilor și tinerilor din sat care iubesc folclorul pentru a se ști că noi, într-adevăr, aici în sat avem ceea ce să arătăm lumii. Important este pentru un artist, un interpret de folclor din zilele noastre să audă cum se cânta, cum se interpreta, așa cum o face Alexandru Vasiliu în aceste înregistrări. Foarte important, pentru că poți să vezi cadențele specifice zonei. În primul rând, Alexandru Vasiliu spune, de exemplu, nu știu, doină sau ce reprezintă fiecare cântec. Și este foarte important pentru că poți să vezi exact ce făcea el acolo, ca să-ți dai seama pe viitor ce trebuie să faci tu ca interpret al acestei zone. Ia capșa-i corăbănească, ia capșa și iar așa, cum aprinde focuiască, ia capșa și așa. Capșa focul te pornește, ia capșa și iar așa, și pământul vătușește, ia capșa și așa. Pe vremuri
eu colaborând cu maestru George Sâb, folcloristul, și eu știam de la părinții mei înainte la nunți, nu să cânta numai de joc și de horă și de strigat, să cânta și cântece de ascultare și de jale. Și discutând cu ea, m-am dus în timp. M-am dus în timp cu vorbele părinților mei, cu vorbele maestru dirijor George Sârbu, că zic, uite, un tânăr care își dorește să promoveze cântecul arhaic, cu doina, balada și cântecul de vitejei din această zonă frumoasă, Tătăruș. Pe buzele mele, în toate interviurile, a fost comuna Tătăruș. Cum să ne povestesc eu când am aflat cântările mele sunt de aici, din zonă? Colorul pe Lăcușoară, balada lui Ion Petraru, Inimioară, inimioară. Frunzuleana bradului Ionu Petrarului, din codripa șcaniului stă la creșma bradului. Așternut pe rogojână ghine doar mișei gratin, dar scoale oanii nu dormi, potirea pe-a ișoșii. Potirea ină conjura și pe trariul susărea, când cu pușca el pocne, potirea și nu rămâne, doar unul într-un chișor, tot pușca de șalionul. Ce vă leagă de locul ăsta? Mă leagă, în primul rând, melodiile care au plecat cu ele în 92-91 la Radio București. Mă leagă de Roxana, mama ei. Am fost colegi foarte mulți ani la ansamblu Folclorul Firicelul, cel mai mare ansamblu din Moldova. La acea vreme am făcut turnee în toată Europa și îmi povestea despre Roxana. Deodată Roxana, ca să aud că este la conservator, la Cluj, n-am mai văzut o perioadă. De câțiva ani de când ne-am întâlnit și am auzit-o cântând, zic, Roxana, trebuie să colaborăm. Mă credeți că plâng când le ascult și zic, doare, de ce nu le-am promovat? De ce nu le-am cântat? Știți, la televiziuni, hai, una de joc, că ești din Moldova și mergem mai departe. Nu, dar de acum, primindu-le de la Radio București, am să le, în orice filmare, chiar dacă am să cânt una de joc sau mai, știu, o sârbă sau o țărănească, un ciobănaș, cum se poartă la noi aici în zonă, am să bag în program și melodii din această zonă, Tătăruș. Și Roxana de aia a vrut colaborarea cu mine, a simțit că suntem pe aceeași lungime de undă. Soarele răsare dintr-un negru nor, mă cuprinde mă-ntrandador, joală mic și nu te pot uita. N-am ce-ți face asta-i soarta mea. Bea baba hruiului, curge dorul badelui, curge dorul cu alean, că mi-i badea moldovean. Bea baba hruiului, curge dorul badelui, curge dorul cu alean, că mi-i badea moldovean. De la Iași la românești, om ca badea nu găsești, că-i frumos când intră-n joc, pune la inimă foc. Am cunoscut-o pe Roxana, cred că acum vreo 20 de ani, la un spectacol la Cercul Militar. Mi-a plăcut extraordinar de mult cum a cântat. Ne-am împrietenit de atunci. Am început să colaborăm așa, mai puțin el, că ea avea școală, nu vroiam să o deranjez de la școală. Între timp vedeam că ea își culege cântici și vrea mult să cânte. Roxana este un om foarte sincer, este, înainte de asta vreau să vă spun că este un om minunat, are niște părinți minunați pe care o susțin în orice. Este un om cu foarte mult bun simț și cel puțin eu apreciez foarte mult treaba asta.
Văd că încearcă să culeagă cât mai mult folclor și adună deja costume populare. Are câteva, printre care i-am dat și eu unul, i-am dat voie să aleagă din lada mea de zestre. Da, ne-a mărturisit. Și mă bucur că face asta și îi place și nu se lasă deloc. Ce ai învățat de când ai venit? Să scriu, să citesc și să socotesc. Ce-ți place cel mai mult? Scrierea. Mulțime. Florina, cu dreapta. Striga. Ma. Povestea mea de aici începe. Voi stați cu mine și ascultați ce au fost amante și prieteni și la final aplaudați. Povestea mea de aici începe. Voi stați cu mine și ascultați ce au fost amante și prieteni și la final aplaudați. Și la final aplaudați. Orarari, orarari, orarara. Orarari, orarara. Sunt absolventă a Facultății de Psihopedagogie din Iași, din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Masterul mi l-am făcut la Cluj, apoi m-am înscris la Comunicare și Relații Publice pentru că meseria de psihopedagog nu pot să spun că aș fi vrut să fac acest lucru în sensul în care să învăț copiii altceva decât folclor, atât am vrut să-i învăț, nu mi-am dorit să-i învăț, eu știu, alfabetul Braille sau lucrurile specifice nevăzătorilor. Ideea ta de a merge la conservator, ce rădăcini are? Ideea a venit de mult, din clasa a 12-a, de la sfârșitul clasei a 12-a. Dar, din păcate, la Universitatea din Iași nu am fost acceptată pe motiv că profesorii de la acea vreme, era acum vreo 10 ani se întâmplă acest lucru, acum nu se mai întâmplă și foarte bine se face, un coleg de-al meu nevăzător este la Iași la conservator, mi-au spus că nu știu cum să mă asculte. Nu știu în ce consta acest lucru, nici acest fapt, nici nu m-am mai străduit să aflu, deoarece m-am înscris la conservatorul de la Cluj, la secțiunea Canto a Universității Gheorghe Dima. Eu sunt la departamentul de învățământ la distanță și mă bucur că m-am dus la Cluj, deoarece sunt membră ansamblului Icoane, condus de maestrul Ioan Bocșa, iar dumnealui m-a învățat împreună cu colectivul minunat de profesori pe care i-are acolo cât de importante sunt culegerile de folclor. La invizinter, cont plecat, nu deranjați, not chepiet, internul, 8, 2, 1, 7, 3, invizibil, bată, enter, dialog, informațiile mele, dialog. Astăzi eu mă pregătesc pentru ora de cânt popular. De altfel, este ultima oră pe care o am în acest semestru și fiind ultima oră, am decis să mă îmbrac în acest frumos costum popular, care este o moștenire de familie, are peste 50-60 de ani vechime, aparține verișoarei tatălui meu, doamna Sanda Juncă, și este făcut de mama ei, care a fost sora bunicii mele, Profira Frijanu. Vreau să îmbrac acest costum pentru că îmi este foarte drag. M-am străduit foarte mult să-l obțin și să-l aduc în fața dumneavoastră, fiindcă este o zonă etnofolclorică pe care eu aș vrea să o promovez la un nivel mai înalt, pentru ca lumea să poată vedea că avem în județul Iași comune speciale. Bradule din munți răci, tot verde și tânăr ești, ori vară, ori toamnă, tu ți-i verde a ta poală. Fac ora de cânt popular cu domnul profesor Ciprian Mizgan, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce face pentru mine. O să începem cu Foaie verde, doi bujori, mi-ar plăcea. Și foaie verde, doi bujori, măi, doi bujori, măi. Și foaie verde, doi bujori, măi, o fată cu un dezertor, măi. Vrei să se audă de parte?
vrei să se audă, doamne, în seară, cu veri, cum vrei să deranjezi? Vivai de mine, vivai de mine, mi-am însărat mă. Vai de mine, am însărat mă. Și aici finalul important să ne rugăm. Da. Și oamenii sor, și oamenii sor, și oamenii sor, în același timp. Și cărăruie pe sogru-i măi, cărăruie pe sogru-i măi. Și n-am pentru cin s-o sui, și n-am pentru cin s-o sui măi. Puțin mai rar să faci finalul ăsta, zi numai ultimul rând de mână. Și n-am pentru cin s-o sui măi. Să-mi arăt pe angăturcășiu un pic. Nu să cânt la ea. Să nu mă minț, iubitul meu. Ar fi păcat minciuna doare, iubirea noastră a apus. Tu te-ai gândit mereu numai la tine, dragul meu, și ce-am ajuns. Atât. În ultimul an eu am fost plecată ca voluntar european, mai precis în 2019-2020. Și m-am întors în luna iulie anului 2020 pentru că, așa cum se știe, a fost situația aceasta de pandemie și m-a prins acolo, în Belgia, unde eu am fost. Am lucrat la o școală de nevăzători cu niște copii minunați, de care am avut parte doar 3 luni, pentru că după aceea s-a închis școala. Din cauza numărului mare de cazuri care a fost, s-a închis școala și nu s-a mai putut face absolut nimic acolo. Dar perioada mi-a plăcut și cred că aș mai repeta experiența. Cum o cheamă pe păpușa asta? Carla. Carla? Cine i-a pus numele, tu? Da. Și celelalte păpuși? Cum le cheamă? Toate au pus nume. Da, ia vă, cum m-a filmat? Ai multe păpuși? Da. Care e microfon? Cum mă s-aude? Vorbim? Despre ce vrei tu să vorbim? La care e microfonul cel mare? Uite-l aici. Arătați-mi un pic caseta. Ești cu minte, da? Da. Unde e căștile? Da, unde e video? Și pentru că știu că un vis de-al tău este acela că tu, dacă într-o zi ai vrea să faci televiziune, știu eu bine? Da. Vreau să te rog să faci tu acum finalul acestui reportaj. Stimați, să te gândești. Am înțeles. Stimați spectatori și telespectatori, astăzi am fost într-o minunată comună, sub numele ei de Tătăruș, și mai este numită și Bucovina Mică. Vă invit să veniți și să vizitați această comună, deoarece are obiective foarte interesante pentru Moldova. Și vă invit de asemenea să fiți alături de TVR Iași. Sunt Roxana Poiană. Sunt Roxana Poiană și astăzi am fost invitată a emisiunii Reporter Special.